vă salut de luni dimineața pe drumuri. Pe drumuri din cauza la lumea neserioasă, băi, să aveți grijă cu cine faceți combinații, că să mor eu, dacă nu, numai 90%, numai fraier, numai discuții, să cred cineva. Dacă îi întreb ceva, ei știu tot, ei te rezolvă cu absolut tot, ei fac, ei trec. La adică îi timp pierdut, uite, stai să umbli după ei, eu umblu după unii de pe la București, de vreo două, trei zile, tot mă duc după ei, tot mă duc la ei acasă, nu se mai răspunde la telefon, fac din ăla de copil și vorbe de oameni mari, vorbe de oameni mari, gesturi de copii, să vor eu, gesturi de copii, m-a săturat de genul ăsta de oameni, fără cuvânt, fără seriozitate, fără nimic, mă vor eu foarte urât. În loc să stai și tu cu familia, să stai cu problemele tale, să-ți faci treaba ta, vorbești cu oamenii și apelezi la ceva la ei ca să înțelegi. Zici, bă, frate, ești în stare să mă rezolvi cu anumit, cu situația respectivă. Da, frate, cine să moară? Familia mea, eu? Să mai face că mai dă și vreo 2, 3, 6 telefoane în secunda următoare, te convinge cum ar veni că el ți-ar rezolva problema. Cât mă costă, frate, atât. Bă, nu rup la preț, nu faci absolut nimic. Deci nu rup la preț. Cât, frate, atât. 1500. Ia, bă, frate, banii de... Ia banii de aici, fă treaba, frate. Mă sun tu. Bă, nu-l deranjezi pe om. Nu-l sun tu. Aștept să te suni el. Dar vezi nesimțirea la om? Azi, mâine, poimeni, începe să-ți aducă fel de fel de minciuni și zici, bă, dar tu ce pula mea, tu vrei să mă arzi pe mine la o adică sau n-am înțeles? Sau vrei ca să mă bagi pe la pușcării? Deci, altceva nu înțeleg. La un moment dat nu-ți mai răspunde la telefon. Hai, băi, nene, că am și eu obligațiile mele până altă parte. Poate mi-a lăsat și eu vorba pe acolo. Ce facem? Mai suntem bagabon sau... Și cel mai urât că e și prieten cu ei oarecum. Și e și prieten cu ei. Și te gândești, bă, ce pula mea are o lumea în cap? Vrea să te ardă? Crede că te arde? Sau crede că tu rămâi pierdut? Sau crede că tu nu ești în stare să-ți recuperezi niște bani? Sau nu poți să treci la pasul următor? Oamenii se înșeală, oamenii... Nu toți sunt la fel, într-adevăr. Foarte mulți bla bla bla, fapte zero. Am ajuns la concluzia, fapte zero, vorbesc mult și uite că stau să umblu după ei, fac câte 100 și ceva de kilometri zilnic, nu se răspunde la telefon. Acum mă duc, le pun mașina în poartă, are un podez din ăla, o poartă cu podez din ăla, deci pe acolo e acces. Dar să mă suni ei, mă duc, las mașina asta și plec, o las în poartă la ei. Bă, trebuie să intri, trebuie să ieși, pula mea. Hai să mă suni și nu-ți mai răspund eu după aia, nu-i vorba de nimic, dar nu să-ți mai răspund eu dacă ești nesimțit. Aveți grijă cu cine vă prostiți, să mor eu. Eu nu vreau să cred că-i prosteală, pentru că eu sunt prea inteligent și banii mi-i scot și pe bune. Într-un fel sau altul mi-i scot bani. Păi cu violență, fii fără violență, fii cu vorba bună, fii cu mesaje, fii cu ce vrei tu. Sunt prea inteligent să nu-mi scot bani. Ei se înșeală, ei face greșeala fatală. O, îți iau mașină, văd eu, ceva de sare eu din ea, nu-i problemă. În jumatea străzii, că nu te aștepți, pentru că oamenii nu sunt corecți, frate. Oamenii nu sunt corecți, sunt foarte supărat, să mor dacă nu, sunt foarte, foarte, foarte supărat. Azi, luni, m-am trezit, telefoane, sună, stânga, dreapta, nu-ți răspunde. Băi, frate, tu trebuia să vii la mine de acum o săptămână jumătate, ești nebun la cap, mă iei la mișto pe mine. Deci tu de acum o săptămână jumătate trebuia să vii la mine, eu ți-am dat bani, am fost de cuvânt. Te-am întrebat, bă, băiatule, ești în stare să faci chestia care îmi trebuia mie?
Da, frate, cum să nu? Cine? Eu? Să moară familia mea, dacă nu, uite, am mai și făcut. Îți mai arată și alte mozaicuri, alte probe. Am făcut, am dres. Bine, mă, frate, cât mă costă? Atât. Ia, mă, banii și fă și mic. După aia o dă din una în alta. Stai, frate, când a ajuns ăla, a ajuns altceva. Bun, frate, cât mai trebuie? Băi, înțelegi oricine. Deci, crede-mă ce spun, înțelegi absolut oricine. Tu ești de bună credință, fii, mai ales că ai făcut și tu două, trei treburi cu omul, ați alergat pe aceeași stradă, înțelegi tu, tu înțelegi orice. Dar totul are o limită, băi, azi, mâine, poime, băi, gata, bă, păi ce înseamnă asta, lumea nu mai e corectă sau lumea cum e? Lumea merge numai pe țepui, merge numai pe... Bă, lumea nu mai e la fel, frate, lumea s-a schimbat, lumea crede că... Te prostești cu zăhărelul, e problema lor. Eu zic că se înșeală amarnic, se înșeală. Și uite-mă pe vreme din asta bună, uite aici. Uite-mă, frate, și aleargă după oameni să recuperezi bani. Recuperezi bani într-un fel, nu e vorba de bani. E vorba că toți au legături, e vorba că ei toți zi, orice apelezi, te rezolvă, băi, orice, ceri, o la mea, la un fraier poți să-i ceri absolut orice, nu știu, ceri o 5 returi de la mărși diferite și el, dacă e jumatea străzii, o să ți le aducă, sau ceri, a, uite, frate, ceri ce vrei tu, ce-ți trece ții pe-n cap și ai să vezi că el zice, da, frate, eu am. Ăla e un semn de întrebare acolo. Bă, bune, vorbesc, e un semn de întrebare acolo. Deci trebuie să aveți grijă în cine vă puneți încrederea și pe bune. Când ei te rezolvă cu absolut tot, când ei faci absolut tot, când îi contactul, cum ar veni, bă, când el e contactul, adică el tu-l suri și el e contactul la toate, trebuie să-ți pui un semn de întrebare să nu fii manevră. Durerose pentru că ai alergat cu el pe stradă, ai făcut și tu 2-3 lei, tu l-ai respectat, ai respectat frații, ai respectat familia. El în schimb vrea să rupă prietenii cu tine pentru câțiva bani. Bă, bani nu puțini într-adevăr, dar pentru câțiva bani să rupe prietenii în ziua de azi. Sau o combinație unde mâncai și tu, mânca și el și era bine, înseamnă că ești prost. Înseamnă că ești prost, înseamnă că nu-ți dai seama, adică, bă, frate, dacă eu fac o combinație cu oricine, nu știu dacă risc să nu fiu înțeles, dar dacă eu fac o combinație cu tine și mănânc și tu să fii bine, mănânc și eu să fii bine, și omul, al treilea om, e fericit și el, ce-ți mai trebuie? Nu știu. Nu știu. Asta denotă că sunt oameni fără caracter, în primul rând fără cuvânt, al dracu de caracter. Am înțeles, n-ai caracter să răspunzi la telefon, dar n-ai nici cuvânt. Sunt oameni fără cuvânt care nu merită nici să-ți ducă mașina de la spălătorie la Beco să-ți alimenteze, pentru că nu ai încredere în el, poate să duci în dracu, pleacă cu mașina. Am avut încredere. Într-adevăr, am făcut o combinație cu oamenii tot timpul, a ieșit într-un fel sau altul bine și la un moment dat prins încredere. Tu n-ai de unde să știi că omul respectiv își schimbă menirea. Tu n-ai de unde să știi că l-aș schimbă menirea și va deveni o slugă care tu trebuie să stai după el că nu-ți răspunde la telefon și face jocuri de fraier, face jocuri de copii, face jocuri de sclavi. Eu vin la tine acasă, frate, ai 500 de milioane de camere, mă vezi că vin, sun la sunerie, îți bag mașina în fața porții, claxonez, ce vrei tu, nu răspunzi. Bun, a doua, ai avut o problemă azi, pui mâna pe telefon pe seară și mă suni. Mă suni și spui, băi frate, mă mai minți ceva, mă mai lungești, nu știu, faci ceva, la care tu ce faci? Nici nu răspunzi, ștergi și mesajele. Păi și eu ce să înțeleg? Că tu crezi că eu rămân pierdut de bani.
Lumea așa crede, frate, lumea se joacă, frate, lumea se joacă. Și la un moment dat, dacă ajungi cu ei la o belea și ajungi pe la pușcării, îi zice să moară familia mea, dacă nu, uite, mi-a făcut și urât. Păi du-te, mă, pula mea, frate, du-te, pula mea, pe bune. Tu crezi că eu sunt mai muțoi, să mă arzi așa la cap pe fraier? Eu când vin, vin bine, când, dacă nu, n-aș mai veni. Aș sta dracu acasă sau n-aș mai face combinații. De asta, bă, frate, de asta e greu să faci combinații cu cineva. Trebuie să ai grijă cu cine faci combinații și mai multe. Și totodată trebuie să ai și responsabilitatea că dacă faci o combinație cu cineva și acel cineva nu se ține de cuvânt și nu-i parolist în ceea ce a făcut, tu trebuie să-ți asumi că tu trebuie să treci la fapte. Asta e cel mai... Asta e o chestie care declanșează vrei, nu vrei. Tu trebuie să treci la fapte, pentru că dacă tu n-ai trecut la fapte cu persoana respectivă, să duci vorba și o să te ardă toți. Bă, toți o să te ardă. La care persoanele astea care eu vorbesc de ele și am făcut o treabă, ei aia au emis. Aia a fost o greșeală care ei au... Nu și-au dat seama de ea. Eu am fost omul care a trecut la fapte, am fost omul care nu m-a luat nimeni la mișto și n-ai cum să mă iei tu, indiferent de bani sau nu. La o adică nici nu mă mai interesează bani. La o adică. Pentru că tu trebuie să-ți asumi, frate, că tu, când fac, eu fac o combinație cu cineva și cineva ăla încearcă să mă ardă, tu trebuie să acționezi. Că dacă tu n-ai acționat, la următoarea combinație vei fi victimă 100%. Ce, nu e vorba doar de victimă, e vorba că te ia lumea la mișto să duce zvonul și mie aia nu mi-a plăcut viață, nu mult la reputația mea și pe bune vorbesc. Cel mai aiure e că faci treabă cu oamenii și la urmă tot din timpul tău liber și din timpul tău care trebuia să faci altceva cu el, trebuie să stai după ei, trebuie să alergi, trebuie să consumi motorină, trebuie să consumi benzină, trebuie să bagi mâna în buzunar. Stai, mă, frate, te-am pus eu să zici că știi să faci. Lumea vrea să afirme, frate, lumea vrea să afirme, lumea crede că toate sunt ușoare. Am mai zis eu, infracționalitatea e grea, mă, frate, și nu vorbim doar de infracționalitate. Vorbim și pe bune, băi, infracționalitatea e grea, infracționalitatea nu o face oricine. În infracționalitate trebuie să ai cuvânt. Mai bine nu ai ca om normal cuvânt, dar ca infractor trebuie să ai cuvânt. În primul rând trebuie să ai cuvânt, că dacă nu ai cuvânt, nu reziști. Băi, nu reziști. A venit unul, ți-a futut 7 din alea în picioare să moară familia mea, te-a pus în cărucior cu rotile, deci nu, pe bune. Nu trebuie să iei omul la kilogram, nu trebuie să-i faci greșeli din ăsta niciodată în viață. Că nu suntem fraieri. Numai fraierii iau oamenii la kilogram, numai fraierii încearcă să ardă în 2022. O mai arzi, mă, frate, tu pe mine, ești nebun? A, nu pe mine, pe oricine, frate. Oricine, pentru că acel om, dacă a fost pregătit să facă o combinație cu tine, ăla va fi pregătit să meargă și la pușcărie. Și mulți asta n-a înțeles. Bă, ăla va fi pregătit să meargă la pușcărie și pe bune, și mulți n-a înțeles lucrul ăsta. Băi, mă duc acum, mai pun o mașină în fața casă. Plec cu altă mașină și o las acolo. Da, mă, să văd, sari, gardă, ce faci cu mine? Trebuie. După aia mă apelez după mine. Pentru ce? Pentru cuvânt. N-ai cuvânt, ești zero barat. Ești zero barat. Și mai zic, păi dar n-am făcut bani veri. Păi cum să faci, mă, bani cu comportamentul ăsta, mâncața și pula ta? Cum să faci bani cu comportament de fraier? N-ai cum, niciodată nu câștigi. Cu comportament de fraier nu ai cum să faci bani. N-ai cum să faci. Ia vezi dacă ești serios, dacă cuvântul tău rămâne cuvânt, dacă vorba ta rămâne vorbă, dacă faptele într-adevăr să fie fapte, ia vezi atunci. E bine așa, dar eu nu pot să mă țin de cuvânt. Uite, tatu, cu altceva, m-ai încurcat lumea, iurea.
mai încurca lumea iurea pe altceva, nu știu, angajează. Mă repet, bă, infracționalitatea nu-i vorba că e grea, e extrem de grea. Și nu doar infracționalitatea, te referi la un fur sau cine știe la ce. În general, să fii bagabon pe strada asta e grea, e greu, e ceva exagerat de greu. Care mulți nu înțeleg asta. Bun, vă salut cu respect și numai bine. Am ajuns la român aici. Uite, frate, ești la om. Să mă rog, dacă nu, uite, ești la om. Bă, ești la om, în față, claxonez, nimic, nu-ți răspunde. Din ajuns. A, cred că l-a spășut aici, a? Frumos. Din ajuns. Sunt frumos. Nimic, nu răspunde, se vă răspunde. Am mașina aici, am un problem, o lasă aici. Uite aici. Uite aici. O lasă aici, e podețul ăsta. Blocăm tot. Ce vrei, mă, să fac? O lăsăm aici, frate. Au. O să răspund. Ce vrei să fac? O lăsăm așa pe podeț. O lăsăm pe podeț, blocăm accesul. Accesul interzis. Bă, ce te oftici, bă, să moară familia mea. Bă, ce te oftici, faci combinații cu oameni și la urmă... La urmă, se face că nu se răspunde. Niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă, domnule. Bun, aveți grijă cu ce le faceți treabă. Vă salut.